Binecuvintează, părinte, bucatele astea. Să-i fie țărâna ușoară răposatul. Binecuvântează, Doamne, această masă, banii. Îți dau, părinte, îți plătesc tot și în mormântare, tot. Dar lasă-mă să termin această pomană. Serviți, vă rog, Dumnezeu să primească. Luați loc. Cruciuliță de argint! Ce mi le s-a potrivit! Cruciuliță! Petrecere frumoasă, nuntă reușită! Mirezucă! Felicitări, casă de piatră! E pomană, domnul Garcea. Pomană! O dădăi, o dădăi cu muci în fasole. Pomană, nu contează. A, nașă, să rămână la naș. Te îmbrăcași în negru să nu se vadă petele de vin, a, de beotură. Hai, unde este ginerică? Domnul Garcea, ce căutați aici? Cum ce caut? Păi, am fost trimis ca să-l caut pe susenatul Trifan Gheorghe. E martor într-un proces. Abia l-am băgat în pământ. În pământ? Ce, băi, 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 chef, chef, dar ce facem? Obstrucționăm justiția? Băi, spuneți unde este, că vă iau la poceală pe toți, e clar? E mort. A murit acum 3 zile. Păi ce motiv e ăsta să-mi lipsească mie de la proces? Că sunt mor, că nu pot să vin, n-am înțeles, care-i faza? Nu mă interesează, puneți mâna și scoateți, mi-aduceți martorul, clar? Fiule, nu e creștinește ce faci. Băi, nu mă luați pe mine cu cretinește, mă! Cretinește ești tu și cu neamul tău de ninja, mă! Te-ai îmbrăcat în negru. Tu știi, mă, că nici nu se mai poartă negru anul ăsta, mă? Aveți 5 minute, vă văd pe toți îmbrăcați în portocaliu. Hai, mâna pe lopeț și l-a căutat de martor în cimitir, că nu îmi vine la mine cu motiv. Fiule, te bate Dumnezeu! Ce faci, mă, băi? Păi tu ți-ai cu mortul, mă? A? Păi... ești complice cu el? Ia treci tu în locul mortului, mă, dacă ești așa, prieten și complice. Domnul Garcea, haide să ne calmăm puțin. Sunt și eu îndurerată. Am rămas fără... Fără? Că mai torn eu. A, fără... Păi și nu dai mă anunț la matrimonială. Femeie fără, caut bărbat cu. Opțional să fie viu. Dumneata, nu știi cum e să-ți moară cineva. Ce vorbești, mă? Acu 3 zile nu mi-a murit, mă, motorul de la Daci. Pe calea ferată și scuterul. Asta știe că mi-a murit. Și a mai fost și la o bangabandă. Mi-a murit, dar eram beat. Hai, băi, mâna pe lopeț și lasă pături la râme, hai. Și ce să faci cu un martor mort? Ia uite, bă, ăsta e motiv? Păi, sora mea, nașă, să rămână. Dar nu merge cu motive de ăștia mort. Că poate să preface. Vine la amandă, îi dau cu bulănașul peste bucuțe și dacă nu sare în sus, mai discutăm, dar nu că... Nu se preface, domnul Garcea. Nu, să uitați aici, certificatul de deces... Poftiți. Este? Da. Ninja. Bă, nu e bun. Nu e bun căci este mai mic decât ordinul meu de aducere. Și este, ăștia este exact ca gradele în armată. Inspectorul este mai mare decât chestorul, deci când vorbește inspectorul, chestorul nu se pune. Deci nu există, deci nihil canci vax timpic fix. Și ce dovadă să vă aduc că e mort? Păi, adu-mi o declarație scrisă de mâna mortului și semnată pe proprie răspundere. Bine, dar până aducem noi această declarație, nu vreți să serviți un păhărel în memoria lui? Vă servesc colivă? Ce faci, femeie? Mă mituiești cu colimbă sau ce ai zis? Colivă, e din grâu. Vă aduc și fripturică, o ciorbiță, știți, era mâncarea lui favorită. Ce vorbești, mă? Adică acum n-am mai mâncat-o, eu ce zis, dacă tot a murit, hai să nu aruncăm. Să-i dăm lui fraierul ăsta. De ce să-l dă la porci când poate să mănânce asta? Să mă băgați și pe mine în mormânt. Băi, de poliție nu scam nici în mormânt, bă, să-ți fie clar. Hai, lasă pătrâi. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Păi da, după ce l-ați hămălit voi o viață întreagă, acum când să-l odihnească, nu? Șmechere. Nu, fiule, așa se zice. Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească? Adică ce să-i fac? Să-i plătească hotelul? Să-i cânte? Nani, nani, mortu, mami. Nani, nani, în copârșeu, că așa vrea mușchiul meu. Bă, pompo,
Eu presimt că mortul a murit din alte cauze. Ia mâna de pe mine că sunt miros de infracțiune. Aici s-a produs o crimă. No. Și uitându-mă la tine, văd și cam cine l-a ucis. Cine l-a ucis? L-a lovit calul cu copita. Ia uite. Ia fă. Ni-ho-ho. De ce? Așa, pentru cultura mea genială. Mi-ho-ho. Calule, calule! Te deghizai și în popă, hă? Fiule! Ce? Dar eu nu am cal. N-ai cal? N-am niciun cal. Care ai, mă, un cal pe aici? Ai, mă, cal? Am eu. Ai cal? Da. Îl dai lui popa? Îl dau. Păi îl dai, că altfel te sparg. Vezi, popă, acu ai și cal. Ce înseamnă să vorbești o vorbă bună? Alo. Alo, da, să trăi șeful. Păi, da, masă mare, îmbelșugată. Păi, da. Da, ce anume? Va muri cumnatul. O să mă duc la el, da. Cum îl... Trifan Gheorghe? Trifan Gheorghe? Cumnatul matale, șeful? Păi mă duc la... De fapt sunt acolo, șeful, da. Să-i transmit ce? Cor... De lențe? Da. Lu Măduva, da. Da. Se rămânea. Măduva. Mi-a zis șeful să vă transmit cotoroanțe. Să vă transmit... creanțe. Nu. Mi-a zis șeful să mă iertați. Măduva. Ce să fac să mă ierte, măduva? Să-i pupi mâna, fiule. Să n-a? Spălași mortul cu ea? Nu? Are urmă de compită? Măcar să dezinfectezi.